Salutare, dragi rapidiști! Astăzi voi avea alături de mine o sportivă născută cu handbalul în sânge și care confirmă la fiecare meci că esențele tari se țin în sticluțe mici. Stăm la povești cu nimeni alta decât Sorina Grozav. Bine ai venit la podcastul Inim Vișinii, Sorina! Bine v-am găsit! Sorina, luna aceasta se încheie pentru tine și echipa de handbal rapid București un sezon încărcat în care ați dus lupte grele atât în campionatul intern cât și în Liga Campionilor. Cum ai caracterizat tu acest an competițional? Eu i-am zis încărcat. Da, cum l-ai resimțit? A fost și încărcat, dar cred că a fost și foarte frumos. Neașteptat de frumos, mai ales că am avut și rezultatele pe care le-am avut. Nimeni nu se aștepta, nici noi. Dar ne bucurăm că am ajuns departe și sperăm să continuăm tot așa. Ești principala marcatoare a echipei în ambele competiții. Ai 115 goluri în Liga Florilor Mall și 72 de goluri în Liga Campionilor. 115 până acum, cu o etapă, mai este o etapă de jucat. Care sunt calitățile care te ajută cel mai mult atunci când ești pe teren? Cum crezi că reușești tu să dai atât de multe goluri? Nu știu, îmi pun în cap că trebuie să-mi ajut echipa și să fac totul pentru echipă și poate și ele mă ajută, adică cu siguranță ele mă ajută cel mai mult și mă bucur că pot să dau atâtea goluri. Felicitări! Mulțumesc! Mai există în ziua de astăzi mentalitatea preconcepută, cum că trebuie să fii mare, să ai vreo 1,80 m, vreo 80 de kilograme, ca să poți juca la cel mai înalt nivel? După părerea mea, nu. Eu zic că cel mai important este să te ducă mintea și cu capul le poți face pe toate, să zic așa. Te-ai întâlnit în cariera ta cu, nu știu, cu un refuz al unui antrenor? Nu trebuie să dai nume. Nu știu, dar să te întâlnești cu situația asta, să nu fii jucat doar pentru faptul că nu ai un fizic impunător. Da, mai mereu mi se spune că sunt prea slabă. Nu sunt destul de puternică, dar cred că am demonstrat că nu depinde tot timpul de chestia asta. Da, exact. Se vorbește tot mai mult despre mindset. Ai spus că tu înainte de un meci te setezi să joci cât mai bun să-ți ajuți echipa. Faci ceva anume, nu știu, asculți, stai de vorbă cu cineva înainte de un meci important, asculți videouri motivaționale. Ce te ajută să te setezi pentru un meci important? Încerc să mă relaxez, să ies la o plimbare înainte, să am mintea așa goală și pregătită pentru meci. Și cred că asta mă ajută foarte mult. Știu că ai declarat că mama ta, Mariana Târcă, este modelul tău în viață, dar și în handbal. Ce asemănări vezi între stilul tău de joc și al mamei tale, care ce-i drept a jucat interdreaptă? Dar vorbim tot de linia de 9 metri. Ne asemănăm în foarte multe lucruri, pentru că nici ea nu a fost o jucătoare înaltă sau foarte puternică, dar cred că amândouă avem o inteligență aparte așa, în joc. În joc și asta ne ajută. La rândul tău acum, ai ajuns un model pentru noile generații. Cum vezi această apreciere din partea celor mici? Știu că la finalul fiecărui meci, copiii sunt în jurul tău și strigă, Sorina, chiar primești mesaje pe hârtii scrise de mânuțele lor. Cum ajunge la tine aprecierea asta a lor? Mă bucură. Te impulsionează? Foarte. Da, mă bucură foarte mult și îmi dă așa un impuls la fiecare meci și mă bucur pentru că le sunt un model și sper să urmeze calea aceasta pentru că e foarte frumoasă. Ai fost decisivă în multe meciuri prin execuțiile tale de la 7 metri. Mulți ar spune că sunt goluri ușoare, dar nu este așa, știu din proprie experiență. Pe ce te bazezi atunci când ești față în față cu portarul? Pe o analiză anterioară sau pe inspirația de moment? Pe inspirație de moment, nu-mi place să mă uit foarte mult la video înainte, pentru că după aia îmi pun în cap unde trebuie să arunc, ce trebuie să fac și portarul studiază, așa că inspirația de moment mă ajută. Și chiar te ajutați. Știu că, nu știu dacă ai ratat vreun, cred că una singură, la Viper sunt deplasare, da. În rest tu n-ai ratat deloc de la și 7. Ieri. Și ieri. Da. Oricum. Ai un procentaj foarte bun la aruncările de 7 metri. Ce îmi place la tine este că practici un handbal cu zâmbetul pe buze, că nu uiți să zâmbești atunci când lucrurile ies așa cum îți dorești. Ce satisfacție ți aduce ție un meci de handbal? Cea mai mare satisfacție, pentru că este lucrul
pe care îl fac cu plăcere și care mă bucură zi de zi. Și te bucur atât pe tine cât și pe cei din jur, care pleacă fericiți după fiecare meci în care vede lumea că voi ați dat totul pe teren. Și asta contează, sigur, incredibil de mult și pentru voi. Știu că ai alături de tine la fiecare meci familia. Cât de mult contează pentru tine prezența celor dragi în tribună? Contează foarte mult, pentru că atunci când e mai greu sau, nu știu, nu-mi ies mie lucrurile foarte bine, mă uit spre ei și mă încurajează tot timpul și asta mă ajută foarte mult. De 2 ani de zile faci parte din familia Rapid. De ce crezi că este atât de special clubul Rapid? E foarte greu de spus, pentru că aici este ceva fenomenal. Suporterii sunt minunați și, nu știu, creează așa o atmosferă incendiară meci de meci și le mulțumim pentru că ne-au fost alături și ne sunt alături. Și toată lumea care este în jurul clubului și echipa, staff-ul, toți sunt oameni minunați și cred că asta contează foarte mult. Ai fost foarte aproape de a ajunge cu Rapid în Final Four, dar ați întâlnit în sferturi campioana Europei. Crezi că ați avut șanse să vă calificați sau Vipers a fost un adversar prea mare pentru voi? Eu zic că șansele le-am avut, dar Vipers a fost echipa mai experimentată. Eu zic că pentru noi este un rezultat foarte bun. Speram și noi să ajungem în Final Four, dar era foarte greu. Ne-am bătut, dar atât s-a putut. Poate anul viitor. EHF a avut doar cuvinte de laudă la adresa echipei după calificarea în sferturile Ligii Campionilor. Este o mândrie și pentru voi jucătoarele să fiți văzute și apreciate încă din primul sezon al competiției? Da, cred că este cea mai mare mândrie, pentru că a fost primul an pentru noi în Liga Campionilor și eu zic că am arătat o figură frumoasă și ne bucurăm foarte mult. Vei merge luna viitoare la Budapesta să urmărești meciurile sau le vei viziona de acasă? Ești genul de jucătoare care merge la turneile finale? Nu, o să plec în vacanță, dar mă voi uita la meciuri. Cu siguranță. Ai vreo preferată sau e vreo echipă? Poți, nu știu, să ne dai așa un pronostic? Cine va câștiga anul acesta trofeul? Nu știu, dar bănuiesc, adică eu așa văd că finala se va juca între cele două echipe din Ungaria. Din Ungaria. Bun. Sorina, îți mulțumesc pentru acest interviu. Sper că anul viitor, pe vremea asta, să vorbim despre calificarea Rapidului în Final Four-ul Ligii Campionilor. Felicitări pentru evoluțiile tale din acest sezon și să crești la fel de frumos în fiecare an aici la Rapid. Mulțumesc!